ljubav, nešto što se ljubav. Tako sam. Đorđe, imam ono emocije sa što Renato. Nu era necesar să pentru că noi dăm fiecare zi cu patru ani. Așa că nu era întreaga asta. Nu am am început cu meciul foarte bine, am pierdut doi jucători, am ratat și în final, pe urmă, eu cred că, din punct de vedere tactic, și cum am început meciul și cum l-am făcut, și am pierdut și doi jucători, am făcut un meci tactic foarte bun și am făcut la joc, puteam să câștigăm în timpul regulament. Cred că tot ce ne-a lipsit azi a fost șansa. Eu cred că jucătorii trebuie fericitați și să ne mai departe asta. Cât de mult v-au fost Bali am făcut un plan pe meciul, cred că l-am început foarte bine. Sunt și un penal la controlam din stăteam foarte bine terenul, eram compact, jucam foarte bine și i-am pierdut doi jucători importanți. Urmă am schimbat și sistemul, a fost o noutate pentru că am mai jucat și în sistemul ăsta și așa că am făcut-o foarte bine și după aia sistemul. Cred că am lăsat pe Dinamo, adică Dinamo a jucat atât 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 ne va fi greu pe următorul meci, pentru că e o echipă care joacă bine acasă și care e o echipă bună pentru din Liga. Iar noi venim după un meci greu, un meci în care am consumat foarte multă energie și foarte multe probleme de reprezentare și asta e foarte greu. Dacă ți-ar fi zis cineva că trei dintre cei mai experimentați jucători ai tăi vor rata pe noi astăzi, ți-ai fi crezut? Poate orice. Sigur. Sunt jucători experimentați, de-aia am și pus să bate primii, pentru că ei știu ce se joace sub presiune, știu ce înseamnă presiune. Au fost niște execuții nefericite, se poate întâmpla acum. Asta e. Am și zis semne de penal, că nu are rost să aibă presiune, să fie bucuroși pentru felul cum au jucat și indiferent ce se întâmplă, cred că noi eram câștigători morale. A arătat Dinamo ca o echipă de play-off-uri ligii întâi în această seară? Încă nu sunt acolo, dar se întoarce. Eu sunt Liga 3. Eu nu știu cum e play-off-ul în Liga 3. Mai trebuie să treacă 2 ani dacă vom reuși să promovăm din Liga 3 în vorbesc despre play-off, despre Dinamo. Condițiile care noi avem, noi încă suntem în Liga 3, nu cred că n-ar fi corect față de ceilalți campionate în Liga 3. După ultimul meci urmează o pauză lungă. Ce planuri aveți pentru a facilita returul? Siguranță va trebui să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău în campionatul ăsta. Va trebui să vedem ce trebuie să facem ca să ne întărim, pentru că este important lucrul ăsta. Am ajuns la un nivel, am făcut un prim pas. Nu ne-a fost chiar așa ușor să ajungem astăzi pe primul loc, când suntem în Liga 3-a. Am avut destul de mari emoții. Când am venit eu la echipă, eram în locul 9, locul 10. Am făcut niște pași importanți, dar cu siguranță va trebui să ne întărim pentru ceea ce înseamnă la următorul campionat. Plăcere! Seară bună!